Deschideți la Evanghelia după Luca, citim din capitolul 24, de la versetul 13 la 35. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Ce le-a zis el? Și ei au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Un preot și cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus zis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, dar ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi că este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când și de la masă cu ei, a luat pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci le s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și-au zis unul către altul, nu ne ar da inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Un drum de șapte maile, 11 kilometri, un drum într-un sat, cum spune Marco, 16 cu 12, doi ucenici mergeau la țară și li s-a arătat în drumul acesta, în experiența aceasta. Emaus, dragii mei, face parte din geografia spirituală a fiecărui credincios. Emaus trebuie să existe în experiența fiecărui credincios, pentru că lecția Emausului nu este doar importantă, ci este chiar obligatorie. Acesta este cuvântul pe care îl voi împărtăși cu dumneavoastră în această seară, lecția Emausului. Lecția Emausului. Ce învățăm de pe drumul acesta? Pe acest drum al Emausului suntem și noi. Înainte însă ca să facem câteva observații pe text, vreau să vă aduc aminte că, așa cum se vede clar și în Evanghelia după Luca, Evanghelia aceasta face parte dintr-un grup de alte Două Evanghelii și acestea trei împreună se numesc Evangheliile sinoptice, adică a vedea împreună este o vedere comună, este o vedere cumva cronologică și asemănătoare a evenimentelor. În aceste Evanghelii sinoptice, ucenicii sunt prezentați ca unii care nu-și dau seama ce se întâmplă. Ca unii care nu înțeleg, ca unii care au în fața lor un Mesia, dar nu-l înțeleg. Mesia este un Mesia ascuns în Evangheliile sinoptice. Este dat la moarte, așa cum spune și textul nostru, este prezentat ca o victimă, este prezentat ca unul care cade în mâinile celor fără de lege, mai mari și abia după înviere lucrurile încep să facă sens. Este ca un puzzle care vine împreună și face sens. Asta este, un, un, o, o, aceasta este o caracteristică și o particularitate a sinopticilor, a lui Matei, a lui Marcu și a lui Luca. În Ioan însă lucrurile se întâmplă cu totul altfel. Ioan, de fapt, începe Evanghelia lui exact de unde termină sinopticii. Adică Ioan de la bun început îl prezintă pe Hristos ca pe Fiul lui Dumnezeu. Îl prezintă ca pe cel întrupat, cuvântul, logosul întrupat. Încă din primul capitol, Fiul lui Dumnezeu apare foarte clar, în divinitatea lui. Ioan botezătorul strigă: "Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii." Eu l-am văzut, spune Ioan, eu l-am văzut și am văzut pe Duhul Sfânt coborându-se peste el și am mărturisit că el este fiul lui Dumnezeu. Andrei se duce la Petru și spune: "Noi l-am găsit pe Mesia." Încă din primul capitol, Ioan subliniază foarte, foarte clar divinitatea lui Hristos și faptul că acest Hristos, acest Iisus Hristos este Dumnezeu. În Ioan el este prezentat ca Dumnezeu de la un capăt la altul. Se duce la cruce când trebuie să se ducă la cruce, se duce la suferință și la Golgota când i-a sosit ceasul, așa cum spunea fratele Lazar azi dimineață, se dă la moarte pentru că vrea să se dea la moarte, poate să-și dea viața și poate să-și ia iarăși, are această libertate, are această autoritate, are această putere. În Ioan nu este redată schimbarea la față, pentru că în Ioan Iisus Hristos e prezentat ca Dumnezeu de la un capăt la altul. Și când vorbește de răstignire, și când vorbește de moarte, Ioan folosește termeni de felul proslăvire, înălțare, glorificare. În sinoptice însă, adică în cei trei, Matei, Marcu și Luca, lucrurile stau puțin altfel. Adică pe ochii ucenicilor parcă sunt uh, uh, întunecați. Parcă este o, 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 o ceață, parcă este o mahramă care îi împiedică să vadă. Așa că în lecția Emausului vom vorbi despre trei principii importante care se aplică la fiecare credincios. Le vom verifica cu noi în viața noastră și vom vedea unde stăm noi pe drumul acesta al Emausului. Primul principiu este principiul scripturii. Principiul cuvântului Sfintelor Scripturi. Sunt 15 arătări ale Domnului Isus Hristos în aceste 40 de zile după înviere, și în fiecare din aceste arătări se aplică acest principiu al cuvântului, acest principiu al scripturii. Adică, Isus nu se arată până când mai întâi trimite cuvântul. Putea foarte ușor să le spună celor doi, ei, hey, hello! What's wrong with you? Wake up, it's me. Don't you see me? Don't you recognize me? Touch me. Atinge-mă, vede, uită-te la mine, eu sunt. Nu folosește lucrul ăsta. Ce face? Primul și primul lucru. Îi duce la, la cuvânt, la scriptură. Îngerii, ce spun femeilor? Care este mesajul esențial al dat femeilor, mironosițelor, cum se spune? Ele, ele duceau un lemnul acela miros, mirositor, de aceea li se spune mironosițe, într-un limbaj foarte frumos, arhaic, românesc. Mergeau la, la mormânt să, să pregătească trupul, să-l îmbălsămeze. Și îngerii au un singur mesaj, aduceți-vă aminte ce v-a spus. Nu este aici, după cum v-a spus. Nu-l căutați printre morți, printre morminte, după cum v-a spus. Mergeți în Galileea și îl veți vedea, după cum v-a spus. Le dă cuvântul, le trimite întâi cuvântul. Acesta este un principiu de viață spirituală. Dumnezeu, întâi și întâi, vrea ca pe acest drum ale mausului să învățăm, să stăm pe cuvânt, să, să înțelegem cuvântul altfel, să-l vedem altfel. Până și lui Toma, despre care vom vorbi duminica viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, până și lui Toma nu îi se pur și simplu, ci la Toma întâi ajunge cuvântul. Am viat Domnul cu adevărat. Este un cuvânt care vine, este un cuvânt care ajunge, este un cuvânt care, care te, te întâmpină prima dată, este un cuvânt al lui Dumnezeu. Spunea pastorul de la Biserica Mexicană azi dimineață, că crezul primilor creștini pe care l-a enunțat într-o formă foarte rudimentară cumva Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, spune în esență trei lucruri. El a murit, el a fost îngropat și el a înviat a treia zi. Și toate acestea după? După Scripturi. Este un enunț al primului crez, dacă vreți, un crez din primii ani de creștinism. Deci este foarte, foarte important ca să înțelegem cum lucrează acest principiu al Scripturii și faptul că Domnul întâi de toate ne duce la cuvânt. Când cineva se întoarce la Dumnezeu, se întoarce la Dumnezeu pentru că îl ajunge cuvântul lui Dumnezeu. El atinge cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Este un cuvânt pe care Dumnezeu îl spune și acel cuvânt e viu și lucrător. E o sabie cu două tăișuri care pătrunde, care desparte, care, care vindecă, face curățire, face tot ce trebuie acolo. Este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Este principiul Scripturii. Emausul ne învață această lecție. Al doilea lucru care îl învățăm pe drumul Emausului. Nu doar principiul Scripturii, pentru că sunt foarte mulți scribi, sunt foarte mulți cărturari, sunt foarte mulți teologi, sunt foarte mulți care iau Scriptura și o comentează și o interpretează cum vor ei, dar este un al doilea principiu pe drumul Emausului. O a doua foarte, foarte importantă lecție și, și însemnătatea acestei lecții, și anume principiul cunoașterii personale principiul cunoașterii personale. Pe acest drum ale mausului, după ce ajunge la tine cuvântul și după ce ți se dă cuvântul, ți se tălmăcește cuvântul, ți se arată cuvântul lui Dumnezeu, după aceea stai la masă și trebuie să stai la masă cu Domnul și să ți se reveleze însuși Hristos. Personal se revelează Hristos. Fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre noi cumva ni s-a revelat Hristos. A venit pe drumul emausului nostru. Pe acel drum pe care aveam necredință, îndoieli, întrebări, tulburare, frământare, așteptări și, și, și speranțe care ne-au fost înșelate, noi credeam, noi credeam într-un fel, noi aveam, aveam niște așteptări de la, de la unii, de la alții, de la Dumnezeu chiar. Și pe acest drum ale Mausului. Trebuie să avem întâlnirea personală cu Domnul. Trebuie să se întâmple neapărat această întâlnire personală cu Domnul. Li se deschide ochii și îl cunosc. Joi seara, fratele Semenea, ne-a împărtășit și a împărtășit bisericii acel moment atât de, de, crucial, acel, acel moment atât de dramatic în istoria omenirii, când Adam și Eva a luat și a mâncat. Și atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut Li s-au deschis ochii și au cunoscut păcatul, li s-au deschis ochii și au cunoscut moartea, au cunoscut goliciunea, au cunoscut ce înseamnă separarea de Dumnezeu, a, li s-au deschis ochii. Dar aici este vorba de o altă deschidere a ochilor. Învierea lui Hristos este acest revers al căderii, acest revers al morții, acest revers în care diavolul a târât omenirea deschizându-i ochii prin păcat, prin neascultare. Acum vine al doilea Adam și frânge pâinea și îți deschide ochii și cunoști și îl cunoști la învierea din morți. Pe cel înviat din morți și ți se revelează personal. Asta e frumos, spune Sfântul Pavel. La 500 li s-a arătat odată. Nu poate să fie halucinație, nu poate să fie, știu eu, induși acest, acest, grup de oameni într-un fel de, 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 de himnoză, într-un fel de, de, închipuire, autosugestie sau cum o fi să numești. Sunt martori, sunt dovezi. Și cea mai mare dovadă și ce frumos a spus și azi dimineață și cum întâmpină ucenicii pe cei doi veniți de la Emmaus. Am viat Domnul cu cu adevărat! Pentru că ei spuneau, păi, să ne luăm oare după vorbele femeilor, să ne luăm oare după, după vedenile care le văd ele, să ne luăm oare după, după închipuirea de îngeri pe care spun ele că au avut-o, dar de data asta mărturia lor este cu totul alta și puternică, cel puțin în contextul culturii de atunci. Cum au zis? A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui, lui Simon lui Petru, mare lui Pescar. Sunt dovezi, sunt oameni care s-au întâlnit cu Hristosul în viat. Absolut nimic altceva nu transforma viața lui Saul din Tars, care n-avea altceva în gând decât să distrugă creștinismul. Dar în drum spre Damasc, cu toată încărcătura pe care o avea de la, de la mari preoți și cu toate cărțile și cu toate recomandările și cu toată autoritatea pe care i-au dat-o farisei și cărturarii, <coughs> și tribunalul religios al lui Israel. Pe drumul Damascului s-a întâlnit cu cineva real, cu cineva viu, cu cineva în persoană și a zis: Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Și acea întâlnire a schimbat toată viața. Trebuie să aibă loc această întâlnire personală cu Isus. Asta înseamnă Emaus vorbești cu tinerii, vorbești cu oamenii, vorbești cu unii și alții și întreb, dar când a fost întâlnirea ta cu Domnul? Spunem despre întâlnirea ta cu Domnul. Și el se uită la tine puțin confuz și zice, despre ce vrei să-ți spun? Despre când m-am botezat? Nu, nu vreau să-mi spui despre când te-ai botezat. Despre când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Nici despre asta nu vreau să-mi spui. Vreau să-mi spui despre când te-a găsit Domnul pe drumul Emausului tău. Că și tu aveai un drum al de Emausului și pe drumul acela a venit cineva și a vorbit cu tine și s-a revelat și s-a descoperit. În sinoptice avem un singur episod, un singur moment când când Hristos este revelat, și acela este în Matei capitolul 16, versetul 16, la Cezarea lui Filip, când Isus întreabă: Cine spun oamenii că sunt eu? Dar cine ziceți voi că sunt eu? Și atunci Petru ia cuvântul și vorbește și zice: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Șapte versete mai târziu în același capitol, în același context, spune, mă duc la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege și va trebui să moară. Vorbește de moartea lui. Petru ia imediat deoparte și spune, ascultă, dacă, dacă, tot vorbesc cu autoritate și am inspirație și așa mai departe, vreau să spun ceva, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca asta la care Domnul Isus se uită la el, se uită prin el, se uită dup, dincolo de el și vede puterea întunericului din spatele lui și spune, înapoi, mi-a, Satanu, înapoi a mea, Satanu, și spune, Petre, cuvintele tale, <coughs> aceste cuvinte pe care <coughs> tu le spui, sunt ca o piatră de potignire pentru mine. Gândurile tale sunt gânduri ale oamenilor. Tu vorbești ca oamenii. Tu nu mai vorbești inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să existe, dragii mei, în viața noastră o întâlnire personală cu Hristos trebuie să existe în viața ta, în viața fiecăruia dintre noi. Nu am fi noi predicator, nu am fi noi proroși, nu am fi noi păstori, nu am fi noi nu știu ce, dar fiecare din noi poate să spună, s-a descoperit. Mi s-a revelat, mi-a frânt pâinea, a venit pe drumul emausului meu și eu eram zdrobit, și eu eram dezamăgit, și eu eram descurajat, și eu eram plin de îndoiel și de necredință, plin de întrebări și acolo a venit pe drumul acela. Pe drumul acela numit Emaus, care este drumul unui spital, sau drumul unui moment când îți pierzi geabul, sau drumul unui moment când te înșală cine ți-e mai drag lângă tine, drumul când, când, când vin dezamăgirile și când vin întrebările și când vin toate îndoile, pe drumul acela vine El. El vine, El e inițiativa, El te ajunge, El te întreabă, El te caută, El te te oprește la masă, tu crezi că el e musafirul, dar de fapt el e gazda și frânge pâinea și se revelează, se descoperă. Din momentul acela totul se schimbă. Trebuie să avem un emaus al nostru. Trebuie să avem un, un, un moment când ne-am întâlnit cu Domnul. Poate acesta aceasta este cineva aici care nu l-a întâlnit niciodată. Poate este cineva pe un mouse din acesta, cu întrebări, cu îndoieli, cu neliniști, cu tulburări, cu necredință, cu știu câte și mai câte dezamăgiri pe care le-ai trăit în viață. Ei, pe drumul acesta te ajunge Domnul. Weekendul trecut am fost cu soția invitați în Florida la biserica Elim, Romanian Church of God la o conferință de familie și în zilele acelea am vizitat o familie, un, practic un prieten foarte bun a fratelui Arpi, i-am adus salutări fratelui Arpi de la fratele Eugen și spunea fratele Eugen și de fapt fără să știe fratele Arpi de discuția noastră a spus, o, mult, mult a lucrat Dumnezeu la inima acelui om până s-a pocăit. L-a pus Dumnezeu la presă, l-a pus Dumnezeu la la, la, tot felul de cuptoare la, și, și, în final era diagnosticat cu un cancer la ficat, avea ciroză în fază terminală și doctorii au spus, nu mai avem ce să-ți facem, ești pe lista de transplant, dar nu, nu mai este nicio șansă pentru tine și maxim îți dăm șase luni ca să trăiești. Și Eugen s-a pus în genunchi și a plâns înaintea Domnului și a spus, Doamne, mă pocăiesc, mă predau. Dacă Tu mă vindeci, Doamne, dacă Tu mă vindeci, mă întorc la Tine, mă pocăiesc. Am fost încăpățânat, am fost așa cum am fost, am fost în felul meu, am, am ținut la ideile mele, la religia mea, la, la catolicismul meu, la, la concepțiile mele, la toate astea. Acum pe emausul ăsta, pe drumul ăsta m-ai găsit așa și, Doamne, cedez și dacă Tu mă vindeci, Doamne, și spunea soția lui și el, zice, după ce a făcut rugăciunea asta, a făcut o pauză și a zis, nu, Doamne, și dacă nu mă vindeci, și dacă nu mă vindeci, tot mă pocăiesc. Și dacă nu mă vindeci, tot mă predau. Și dacă nu mă vindeci, eu nu spun nicio condiție, Doamne. Pentru că înainte, ca să schimbe, Domnul, circunstanțele pe drumul Emausului, îți schimbă mintea, îți schimbă ochii, îți schimbă inima, îți schimbă vederea, îți schimbă perspectiva și nu mai pui condiții lui Dumnezeu. Se produce acolo o foarte, foarte serioasă transformare pentru că acesta este al treilea principiu. Principiul Scripturii, principiul revelației personale, a întâlnirii personale cu Domnul și acum mai este unul. Și ăsta e testul final, test, testul cel mai, cel mai greu de viață spirituală. Este principiul transformării vieții. Principiul transformării vieții. Că oamenii care să cunoască Biblia sunt destui. Oameni care să spună că au avut o întâlnire cu Domnul sunt destui, dar vieți transformate totuși sunt puține. Vieți transformate. Adică să-ți se deschidă mintea și să înțelegi totul diferit să-ți deschide Dumnezeu ochii minții și înțelegerea ta și felul cum gândești și totul să se transforme și să vezi totul prin prisma lui Hristos, să vezi totul prin prisma învierii, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu cu moartea Lui dying to self ia, yeah, mă pun pe altar, I'm ready uitând ce este în urma mea nu cred că l-am apucat dar fac un singur lucru Mă arunc înainte. Oh, asta e Sfântul Pavel, om special. Și după aceea vine și în concluzie ce spune. Gândul acesta să ne însuflețească, dar pe toți. Pe toți, pentru că nu se poate să-ți se tălcuiască scriptura, să-ți se frângă pâinea și să-ți se reveleze Hristos și să nu trăiești transformarea, să nu trăiești schimbarea. Doamne, deschide mintea noastră, deschide ochii noștri, apoi aprinde-ne inima, aprinde-ne inima, să ne arde inima numai pentru Tine, să ne arde inima numai pentru Hristos, numai pentru împărăție. Prea ne arde inima pentru bani, pentru avere, pentru fală, pentru slavă de șartă, pentru lucrurile de nimic al lumei acestea. Când te întâlnești cu Hristos pe drumul Emausului, inima ta arde numai pentru Hristos, numai pentru Dumnezeu. Și apoi dintr-o dată devii un ucenic din acela care are picioarele neobosite, care în ceasul acela se ridică, se scoală, nu mai este obosit, nu mai este teamă, nu mai este frică, nu mai amână nimic, ci imediat spune să mergem la frați, să le spunem că e viu, să le spunem că am viat, să mergem, să ascultăm, să practicăm, să mișcăm, să umblăm, să facem ce ne spune Dumnezeu. Este această schimbare pe care o face Întâlnirea cu Domnul Isus Hristos, această transformare, ochii minții care se deschid, focul inimii care se aprinde și îți ia foc această inimă numai și numai pentru Dumnezeu. Și pașa aceea când umbri prin credință, când umbri în ascultare de Dumnezeu. O, mulți creștini astăzi și multe biserici astăzi în America nu au și nu aud o, o versiune corectă a Evangheliei, a cuvântului când vine Hristos pe drumul Emausului, îți ia cuvântul și spune, uite așa trebuie să-L înțelegi, uite așa trebuie să te uiți la El, uite așa trebuie să-L iei, uite așa face sens, uite așa toate se leagă, uite așa totul face sens pentru cel credincios, uite așa ți se deschide mintea, îți ia foc inima și picioarele tale devin neobosite pentru Evanghelie, pentru Dumnezeu, pentru împărăție. Avem nevoie să auzim istoria Lui din nou, și să o auzim spusă de el, și să o auzim într-un mod diferit. Dar apoi avem și nevoie să o trăim diferit, să o spunem altora diferit. Închei cu aceste versuri care fac parte dintr-un imn foarte vechi. L-am găsit zilele acestea, nu știu cum se cântă, dar cuvintele lui m-au copleșit și m-au mișcat în mod foarte serios. Poate cineva de aici să știe chiar cântecul acesta, imnul acesta This is the look that melted Peter. This is the face that Stephen saw. This is the heart that wept with Mary. Can alone from idols draw. This can alone from idols draw. This is the look that melted Peter. This is the face that Stephen saw. This is the heart that wept with Mary. This can alone from idols draw. Adică aceasta este privirea care l-a topit pe Petru. Aceasta este fața la care s-a uitat Ștefan. Aceasta este inima care a plâns cu Maria. Și când ne cucerește, nu mai avem niciun idol, nu mai avem nicio legătură, nu mai avem nicio pasiune străină de Dumnezeu, ci ochii noștri se deschid, inima noastră se aprinde și picioarele noastre aleargă pentru Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu. Nu de mult auzeam de un frate din Sacramento bolnav de diabet, căruia i s-au tăiat două picioarele. Și fratele se lamenta și zicea așa, dacă aș mai avea o dată cele două picioare, aș fi nelipsit de la rugăciune, Aș fi nelipsit de la spital, aș fi nelipsit de la vizite, aș fi nelipsit de la biserică, aș fi nelipsit din lucrarea Domnului, aș fi nelipsit în, în, în mersul lumea acesteia. De ce credeți că ne-a dat Dumnezeu doi ochi, ne-a dat două mâini, ne-a dat două picioare, ne-a dat viața aceasta care ne-a dat-o? Când ieși pe drumul mausului și te întâlnești cu Hristos, ochii ți se deschid, Inima ți se aprinde și picioarele aleargă numai și numai pentru Domnul. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, haideți să venim cu rugăciune, haideți să spunem, Doamne, fiecare suntem pe un drum ale Mausului. Avem dezamăgiri, avem trădări, avem false așteptări, avem îndoielile noastre, avem întrebări fără răspuns, ne simțim singuri, ne simțim. Apăsați, ne simțim părăsiți. Credem că nu ești cu noi și nu te recunoaștem, dar tu ești acolo, tu vii, tu ne ajungi, tu ne întrebi, tu ne iei de unde suntem și începi să ne explici, începi să ne vorbești. Și când tu vorbești, totul face sens. Totul are lumină, totul are dragoste, totul are viață, totul prinde contur și începem să înțelegem. Dar nu ne lași acolo. Ne pui la masă, ei pâinea, o frângi și te descoperi însuți tu. Ca să ne deschizi ochii, să ne aprinzi inima și să ne dai picioare neobosite pentru tine. Doamne, câți de aici avem nevoie să ni se deschidă mintea, să ni se deschidă ochii? Câți de aici, Doamne, avem nevoie să ne ia foc inima, pentru Dumnezeu. Sunt pline de, bisericile de, de creștini uh, apatici. Sunt pline bisericile de creștini care sunt în, 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 în rutina programelor religioase. Doamne, vină pe drumul Emausului. Găsește-ne, vorbește-ne, întâlnește-ne, tâlcuiește-ne, atinge-ne, frânge pâinea deschide ochii, ia foc inima și dă-ne acele picioare neobosite. Cât mai avem de trăit să trăim numai pentru tine, să ardem numai pentru tine. Toată mintea, toată gândirea, toată ființa, toată energia, toată viața, să ne-o dorim numai ție, Doamne. Ne rugăm asta personal pentru fiecare din noi, ne rugăm asta personal pentru fiecare familie, dar ne rugăm asta personal pentru Biserica Emanuel. Ne rugăm, intrăm în rugăciune.